Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată ce spune generalul Radu Teodoru. Lichidați statul paralel, echipa Iohannis Arafat destramă România. Într-o înregistrare datată 13 octombrie 2021, generalul major veteran de război Radu Teodoru, scriitor și aviator, definește cele două surse, internă și externă, de agresiune împotriva țării și cum ne putem apăra de ele, scrie activenews.ro. Suntem iarăși agresați de această pandemie care pune probleme capitale pentru prezentul și viitorul țării ăsteia. Sunt două surse de agresiune împotriva țării, una internă și una externă. Inamicul intern este Arafat, cel care a declanșat etnocidul. Se pare că nu este foarte departe de problemele contemporane, nici domnul Isărescu de la Banca Națională, care nu știu dacă a adus sau n-a adus în țară tezaurul pe care l-a trimis în Anglia. Țările limitrofe României și-au adus tezaurele în țară din emigrație. De serviciul contra proprii țări făcut de golanii din partidele șantajabile și pușcăriabile care sunt adunați în Parlament și Guvern, care mimează o falsă democrație și o înlocuiesc subtil sau mai grosolan cu o dictatură și agresivă și lipsită de orice motivație. Și inamicul extern care ne viciază viața cea de toate zilele și în același timp viciază istoria. Inamicul extern care îl vizează și pe președinte, ordonanța de serviciu, Parlamentul și Guvernul slujit la ordin, marea finanță bancară, economică și militară, concret clanul Rothschild care joacă și stăpânește prețurile, prețul energiei electrice și nu numai, lui Rockefeller, care stăpânesc alte surse vitale ale economiei, mânuind arma mortală a prețurilor, adică a bogăției și a sărăciei. Marea finanță care vrea să ne scoată la mezat, la talciocul politic. Jocul inamicului extern pentru distrugerea României este monitorizat de Germania, principal artizan a dezmembrării Iugoslaviei și Cehoslovaciei, consideră veteranul de război, generalul în rezervă Radu Teodoru. Acesta susține că în virtutea unui sentiment revanșard pe care Germania și comunitatea săsească l-ar nutri împotriva românilor pentru trădarea de la 23 august 1944 și deportările ulterioare operate de sovietici, motorul actual al Europei ar alimenta prăbușirea din interior a României. Ca să desăvârșească această operă a fost ales Klaus Iohannis, primarul de la Sibiu, mutat din fruntea FDGR-ului în cea a PNL-ului și propulsat să conducă Republica timp de două mandate prezidențiale. Iohannis și subordonații lui ar fi agenții distrugerii României din interior. După ce a definit problema, Radu Teodoru sugerează și posibile soluții. Luați din mâinile lui Iohannis, dușmanul pervers al României, pârghile anticonstituționale pe care le folosește spre a ne scoate din istorie, adică măsuri antisistem cum sunt. Cod fiscal închis pentru străini, favorabil românilor, multinaționale având aici la ordinul lui 140.000 de mercenari, mai mult decât toată armata română, mercenari care ies în stradă la porunca lui. Ați văzut cu proprii voștri ochi cum manipulează președintele țării acest comando împotriva propriului popor. Puneți magistrații, procurorii, serviciile de informații sub controlul Parlamentului, pe care transformați-l din sluga lui Iohannis în reprezentant al poporului, lipsindu-l astfel pe Iohannis de pârghile oculte ale dictaturii lui anticonstituționale. Lichida statul paralel în frunte cu Iohannis plus Arafat. Pentru că această echipă, Iohannis Arafat, destramă România. Au produs cea mai gravă ruptură criminală, înaltă trădare, împărțirea poporului român în două fracțiuni antagonice, vaccinați și nevaccinați. O segregație antiumană, satanică, oferim vaccinaților toate facilitățile, izolând nevaccinați într-un ghetou al foametei și scoțându-i în afara legii și a societății. Este greșeala fundamentală care îl va duce unde merită. Măi, fraților, nu vă e îndeajuns? Cine sunt ăștia, mă? Cine sunt acești doi Iohannis și Arafat? Ce au ei cu istoria românilor în afara urii viscerale? Unul, agentul răzbunării Germaniei, altul, al răzbunării sioniste. Sunteți orbi? De 30 de ani orbecăiți pe alături de adevăr? Să lichidăm statul paralel condus de Iohannis, care ne-a distrus economia, făcându-ne slugi la noi în țară, împrăștiindu-ne tot cu regim de slugă prin străinătăți. Acum ne instalează dictatura sanitară, rupând poporul în două fracțiuni antagonice și în disperare de cauză, pregătind, fiți atenți, la secret cu slugile din Parlament, dictatura militară, adică bumerangul care îl va destrăma. Români, fiți atenți! Terminați cu infantilismul politic și cu gângăvelile elitiste. Emisarii capitalului bancar care n-au jefuit au schimbat placa. Din cosmopoliți, neomarxiști, homosexuali, elitiști, anti-Eminescu au devenit patrioți naționaliști. Întrebați unde au fost 30 de ani și ce au făcut pentru România.
Câte amenzi au plătit pentru organizarea de mitinguri antisistem? De câte ori au fost dați în judecată pentru naționalism și pentru apărarea pământului strămoșesc? Să răspundă cu fapte, nu cu vorbe. A îndemnat veteranul de război, generalul în rezervă, Radu Teodoru, sublinind că pomul se cunoaște după roade. Titrează activenews.ro. Povestea unui mare erou de război român, umilit de comuniști pentru vitejia arătată. Viața dură a generalului de flotilă aeriană, Radu Teodoru, articol semnat de Mariana Iancu pentru adevărul.ro. Generalul de flotilă aeriană, Radu Teodoru, a fost răsplătit de comuniști pentru calitățile deosebite dovedite pe frontul de est în al doilea război mondial prin degradare și concediere. Dar nu a disperat, ci și-a găsit refugiul în scris și apoi pe mare. Pentru mine zborul nu a fost o meserie, ci pasiunea mea existențială, mărturisește generalul de flotilă aeriană Radu Teodoru în vârstă de 93 de ani. Dar timpurile grele prin care a trecut țara și regimurile de dictatură i-au frânt aripile și l-au obligat să urmeze un cu totul alt drum în viață. O vreme talentul de scriitor i-a permis să-și câștige existența. Cum zborul i-a fost interzis, a plecat să cucerească cealaltă întindere albastră, Marea. Generalul de flotilă aeriană Radu Teodoru s-a născut la 17 ianuarie 1924 la Ineu, județul Arad, într-o fortăreață, tatăl său fiind directorul unui stabiliment de ocrotire socială. A studiat în cadrul secției științifice a Liceului Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, apoi și-a urmat pasiunea din copilărie, zborul. În 1942 s-a înscris la o școală de pilotaj fără motor, obținând brevetul la Petroșani. Un an mai târziu a intrat la Școala Superioară de Aviație Militară, secția Naviganți, de la Cotroceni. Și-a definitivat pregătirea urmând cursuri complementare de pregătire de luptă. După terminarea școlii a fost repartizat la Flotila I Vânătoare, unde a pilotat aparate Fleet, IR-27 și Nardi. După 23 august 1944, după ce a participat ca infanterist la operațiunile de curățare a teritoriului nostru de trupele inamice, a asistat la toată drama ofițerilor care s-au acoperit de glorie pe frontul de răsărit, mulți dintre ei primind decorația Mihai Viteazul. După ce sovietici au ocupat țara, s-au răzbunat. România a suferit o represiune neîntâlnită în istoria armatelor, cea a învingătorilor. Ocupația sovietică a desființat Armata a III-a, care s-a acoperit de glorie în răsărit, iar pe ofițerii au încarcerat în închisorile conduse de Ana Paucăr, Alexandru Nicolski și alții de aceea speță, își amintește Nona Genarul. Pentru că și-a exprimat de fiecare dată punctul de vedere cu privire la ocupația sovietică și la procesul de rusificare a armatei, în 1952, pe când era comandant de scadrilă și instructor de luptă la regimentul I Vânătoare, Radu Teodoru a fost concediat și trimis la Sibiu într-o școală de ofițeri tehnici. Într-un raport adresat ministrului Forțelor Armate, solicita revenirea la Marea sa Dragoste. Nu cer favor, ci vin deschis și rog comandanții mei să-mi dea voie, am exercitat meseria pe care o iubesc. În condiții vitrege, cu soldă de mizerie, mi-am făcut datoria și numai datoria, obținând diploma de cel mai bun comandant de pluton și trecând cu 6 luni înaintea întregii promoții de vânători pe avionul Messerschmitt 109 G6. Am participat singurul pilot tânăr la ambele aplicații pe armată. Mi s-a acordat încrederea de a fi în unitatea de alarmă a regimentului, zburând în nenumărate rânduri cu plinul de benzină, fiind trimis să intercepteze în zona Dunării un avion ce evazionase. Nu mă rupeți de viață, nu mă treceți la administrație. Vreau să zbor, să aud motorul mergând rotund, să văd patrule de vânători în stânga și în dreapta, să văd întinsa și rodnica câmpie a patriei sub aripile de oțel. Șefii au rămas însă neînduplecați, nu l-au îndepărtat de zbor ca urmare a unor greșeli, ci doar din motive politice. Știa ce riscă, dar nu și-a abandonat principiile. După mulți ani a văzut cu proprii ochi ceea ce știa. Am avut umorul negru să-mi consult dosarul de la securitate, unde am găsit mai multe note informative, iar una din ele, care mi-a agravat situația și a stat la baza propunerii de trecere în rezervă, spunea cam așa. La o pregătire cu elevii ofițeri a spus că dacă nu învață matematica, americanii or să vină și or să facă praf Sibiul, pentru că nu se pricep la nimic și pe voi, pe membrii de partid, o să vă împuște. Eram pe atunci comandant de companie. Cel care a făcut nota informativă era ofițerul de contrainformație, un analfabet. E o chestiune anecdotică, dar foarte explicită, cum s-au ridicat birocrații în vârful partidului de atunci, în epoca terorii roșii, spune Radu Teodoru. O altă decizie care i-a semnat condamnarea a fost pedepsirea secretarului uteciștilor, care a întârziat dintr-o învoire și pe care l-a trimis la închisoare. S-au făcut presiuni peste presiuni, dar eu consideram că el trebuie să fie un exemplu.
Însă s-a radicalizat întregul aparat politic și în 1952 m-au scos în rezervă. Își amintește el cum se jucau activiștii de partid cu cariera și cu soarta unui om. Comuniștii au tăiat aripile zvorului, însă nu l-au putut opri să viseze și ceea ce inițial părea a fi o dramă a scos la lumină un alt mare talent al lui Radu Teodoru, scrisul. Frecventând cenaclul literar de la Sibiu, și-a încercat talentul scriind o nuvelă intitulată Răscoala lui Mihai Viteazu. Cum era foarte bine documentată, la rugămintea editurii Tineretului am scris un roman istoric numit Brazdă și Paloș. Cartea a fost foarte bine remunerată și așa am devenit scriitor profesionist, își aduce el aminte de primii pași în lumea scriitorilor. Dar nici în acest domeniu nu avea să aibă parte de o viață tihnită. Rugat de scriitorii din Timișoara să meargă acolo pentru a contribui la mișcarea literară, a demonstrat că nu a înțeles nimic din lecția aplicată de armată și a scris un articol împotriva alogenilor, așa cum îi numește el, care dictau în literatură, așa cum se întâmplă și azi. Repercusiunile nu au întârziat să apară. Mihai Beniuc i-a făcut un proces politic în incinta Teatrului de Stat din Timișoara. Acolo domnii Ovid Crocmălnicianu și Mihail Novikov m-au făcut în toate felurile, legionari, gândiriți, cu toată intelectualitatea de față. Dar nu s-au limitat la asta și secretarul Comitetului Central cu propaganda a dat ordin să fiu scos din Uniunea Scriitorilor, povestește Radu Teodoru. După o perioadă în care a fost jurnalist la Reșița, i-a fost ridicată suspendarea și a fost numit președintele Uniunii Scriitorilor din Timișoara. Ulterior a înființat prima asociație a scriitorilor români din sudul Transilvaniei. Totuși, nu a trecut mult și a intrat în conflict cu generalul major Ion Bolintineanu, șeful securității din Brașov, care, își amintește el, avea veleități de șef de stat. Acesta îi pusese gând rău să-l aresteze, așa afla de la un prieten de-al său, Eugen Teodoru, fost colonel prin securitate. A venit la mine la Brașov și m-a avertizat că voi fi arestat. Atunci am fugit la București. Lui Bolintineanu i s-a dat ordin să se potolească, dar nu mai puteam să stau acolo și așa am ajuns eu la București, continuă el, epopea celor ani. Radu Teodoru a ajuns la Grădiștea, unde și-a întemeiat o gospodărie și unde a continuat să scrie carte după carte. Dar indiferent cât de bine îi mergea cu scrisul, pe el tot îl rodea dorul de meseria lui. Dacă a văzut că nu mai poate cuceri spațiul, a încercat să evadeze pe mare. Așa s-a născut barca pe care a numit-o Hai Hui, o ambarcațiune cu care a navigat pe Dunăre. Între timp, armata și-a făcut autocritica, spune el, și a fost pus să conducă un cenacul militar. I s-au redat gradele și apoi a fost trimis să fie cronicarul primului marș transatlantic al navei Școală Mircea, care a avut loc în anul 1976. Bricul a participat alături de veliere din întreaga lume la comemorarea 200 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. În urma acestei experiențe, care l-a fermecat, a scris cartea Noi, Mircea și Atlanticul. Dar visul său nu s-a oprit aici și a vrut să facă în conjurul pământului pe apă. Lui Radu Teodoru îi se datorează introducerea în limbajul curent al navigatorilor a termenului circumtera. După ce a obținut brevetul internațional de comandant de iahcuvel, a început să-și pună planul în aplicare. În anul 1987 am plecat în aventură cu iahtul Decebal 1, construit de un inginer navalist. Era mai mult o epavă și în Marea Egee a fost imposibil să-l mai guvernăm. Ne-am întors acasă pentru că puneam în pericol viața echipajului, își amintește fostul comandant. Dar nici acum n-a renunțat la visul său și un an mai târziu a început construcția la șantierul din Oltenița a unui alt iaht. Decebal 2, după planurile comandorului inginer Teodor Asmit. Cu el spera că va putea să facă în conjurul pământului. Totuși, nici de data asta norocul nu i-a surâs. Aventura nu se hrănea doar cu vise, ci și cu bani. Ilie Ceaușescu m-a ajutat mult, dar Nicu Ceaușescu mi-a pus bețe în roate. La Iași era un protejat, un utecist de-al lui, care voia să facă același lucru ca și mine în conjurul pământului cu o navă cu vele. Lui Ceaușescu i-a comandat un trimaran care se numea Dacia, pe care l-a echipat ultramodern. Eu nu aveam nici măcar busolă, ci navigam după stele precum Columb. Mai mult decât atât, i-a pus la dispoziție și echipaj din Marina Comercială, își amintește Radu Teodoru. Cu greu a reușit să facă rost de $10.000, valuta necesară pentru agenturare. Au parcurs Mediterana, au ajuns la Cadiz în Spania, de unde a plecat Columb în prima sa expediție. În Madeira însă i s-au tăiat banii pentru agenturare și echipajul a rămas muritor de foame. Aveam nevoie de $400 ca să traversez Atlanticul, dar am ratat pentru că nu am primit banii. Nu mai aveam nici alimente, nici combustibil. Din insulele Canare ne-am întors în țară la bordul navei războieni care venea din Cuba. Am urcat și iahtul și echipajul și așa s-a încheiat aventura noastră. Nici echipajul care a pornit cu Dacia nu a putut să-și ducă la capăt expediția. Pe drum a primit ordin să se întoarcă în țară fără nicio explicație, aflăm dintr-un jurnal de bord.
Așa s-a încheiat aventura pe mare a lui Radu Teodoru. A continuat să scrie până când i s-a ivit din nou șansa să piloteze aparate ușoare de zbor care decolau de pe un aerodrom sportiv de lângă București. Barca Hai Hui a vândut-o cu un preț modic unui tânăr care voia să navigheze. Decebalul nu a fost proprietatea mea, ci a unui inginer navalist. Nu știu ce a făcut cu el. Decebal 2 era al întreprinderii de aparatură electrică din Timișoara, unde a fost construit. Nu știu care a fost soarta embarcațiunii după Revoluție, spune fostul comandant. Viața lui Radu Teodoru s-a întrepătruns în două rânduri cu cea a lui Horia Agarice, roul care a salvat Constanța doborând de unul singur, în timpul celui de-al doilea război mondial, trei avioane rusești inamice. Amiralul își amintește că l-a întâlnit pe asul aviației în anul 1947, în timp ce era proaspăt ofițer sub locotenent de serviciu pe aerodromul de Clinceni, unde alături de Popeșle Ordeni era dispersată flotila întâi de vânătoare. Ieșeam la hangare când vine spre mine un motociclist îmbrăcat într-un costum de piele și îmi spune: sub locotenente sunt capitanul Horia Agarici, ăștia vor să mă aresteze, dă-mi te rog o canistră de benzină. M-am gândit unde o să ajungă cu rabla aia de motocicletă, dar i-am dat benzină și Agarici a plecat. Povestește el cum l-a cunoscut pe cel supranumit vânătorul de bolșevici. La mult timp după această întâlnire, prin anii 70 sau 80, Radu Teodoru a primit un telefon de la Agarici. Mi-a zis: camarade, uite, am 4 volume de poezii și vreau să ți le aduc dumitale să le publici, ca ai posibilități. După câteva zile, eu am plecat pe mare, dar soția mea l-a primit acasă pe Horia Agarici, care i-a lăsat 4 volume de poezii, vreo 2000 de pagini. Dar cine era să-mi publice 2000 de pagini, regretă amiralul. După moartea lui Horia Agarici, Radu Teodoru l-a contactat pe fiul eroului, care își amintește bătrânul, lucra la televiziunea română. I-am dat telefon și i-am spus de volume să vină să le ia, dar nu a venit. Acum Radu Teodoru se gândește cui să le doneze, Muzeului Aviației sau Muzeului Marinei din Constanța. Unele poezii sunt de factură indiană, de filozofie indiană, altele de război. Unele sunt reproduse de mână. Paginile sunt legate cu tricolor și învelite în pânză. Aici ar trebui să curgă o lacrimă. Prietenii, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.